Premieră națională realizată de Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara. Instituția a reușit să obțină o finanțare europeană consistentă ca urmare a aprobării proiectului intitulat Fotbalul este mai mult decât un joc, lansarea oficială a acestuia fiind făcută la Deva în prezența reprezentanților federației. Trebuie, în primul rând, dumneavoastră să fiți bucuroși de faptul că, iată, primul proiect făcut de către o Asociație Județeană de Fotbal și finanțat cu fonduri europene este cel din Hunedoara. Răspunsul meu intuitiv ar fi pentru că domnul Petrean, colegii din AJF s-au mișcat foarte bine, au scris un proiect foarte bun care a fost aprobat și care urmează să se implementeze. Valoarea programului depus prin programul operațional Capacitatea Administrativă și cofinanțat prin Fondul Social European este de circa 420.000 de lei și are ca termen de implementare 14 luni. Suma este una consistentă, reprezentând mai mult decât dublul bugetului anual al AJF Hunedoara. Da, este un element de noutate și pentru noi, este un moment de bucurie în care, credeți-mă că niciodată nu ne-am gândit că vom putea obține un proiect cu finanțare europeană, dar se pare că astăzi înclunează munca pe care am avut-o la nivelul asociației și pe partea administrativă și avem un proiect câștigat cu finanțare europeană. Este o sumă de 424.000 de lei care va avea valoarea totală a proiectului și gândiți-vă ce impact are asupra noastră, având în vedere că bugetul nostru pe un an de zile este undeva la 200.000 de lei. Iar pe 14 luni de implementare a proiectului vom beneficia de un aport extraordinar de mare pentru noi. Scopul acestui proiect este acela de a instrui persoane care se ocupă cu tot ceea ce este necesar de făcut înaintea desfășurării unui meci de fotbal. Este un parteneriat între mai multe organizații care au ca obiectiv principal dezvoltarea capacității acestor parteneri în managementul fenomenului fotbalistic. Pentru că, într-adevăr, fotbalul este mai mult decât un joc. Până să ajungem la jocul de fotbal efectiv, până când cei 22 de jucători să se confrunte pe terenul de fotbal, sunt foarte multe activități care necesită, din partea organizațiilor fotbalistice, și mă refer aici la cluburi, mă refer la organizatorii competiției, nu? Cum este Asociația Județeană de Fotbal, dar și din partea celorlalte părți implicate, autorități publice, dacă vreți, sponsori, nu știu, acolo unde este cazul grupări de suporteri, necesită niște eforturi organizatorice și necesită și o foarte mare consistență a funcționării acestor entități pe care le-am descris mai devreme, lucruri care se învață. Și asta e ceea ce își dorește proiectul de față, să învețe pe oameni să facă lucrurile astea mai bine. Reprezentanții AJF Hunedoara consideră că acest proiect va ajuta la dezvoltarea fotbalului județean și la revenirea sa acolo unde este locul. În mod concret, în cadrul proiectului Fotbalul este mai mult decât un joc, va fi organizată o caravană care se va deplasa în zeci de localități hunedorene, unde vor fi explicate tehnici administrative noi, iar președinții de cluburi vor avea posibilitatea de a urma cursuri de management sportiv. La sfârșitul cursului ne dorim ca acest proiect să ne propulseze și să ne atingă obiectivele pe care le avem, dezvoltarea fotbalului. În cadrul proiectului vom avea mai multe întâlniri, 48 la număr, la diferite OAT-uri, pe raza județului Hunedoara, plus și un curs de formare ca și manager sportiv al președinților noștri de cluburi, fiindcă vedeți cum e fotbalul la nivelul asociației, este primul contact cu fotbalul organizat și avem nevoie de oameni instruiți ca să poată să aibă o colaborare mult mai bună cu OAT-urile și, bineînțeles, să aplice la diferite proiecte, poate chiar un proiect cu finanțare europeană, astfel încât fotbalul în județul Hunedoara să revină acolo unde este locul. Va fi un beneficiu foarte mare pentru toți membrii noștri afiliați, fiindcă, până la urmă, scopul este de a discuta, de a găsi soluții pentru punctele slabe, să le transformăm în punctele tari și, la sfârșit, să găsim și să identificăm cele mai bune soluții pentru ca fotbalul să se dezvolte. Partenerii pe plan local ai AJF pentru implementarea proiectului sunt Consiliul Județean și primăriile Hunedoara, Petroșani, Joagiu, Hațe, Crișor și Sfântă Maria Orlea.